Agitație mare de dimineață la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență din municipiul Giurgiu. Reprezentanții tuturor instituțiilor responsabile cu gestionarea situațiilor de urgență s-au reunit pentru a participa la primul exercițiu din acest an, ce cuprinde simularea unor dezastre survenite în urma producerii unui seism de mare intensitate. Nu vrem să facem exercițiul ăsta să fie unul perfect, vrem să ne perfecționăm noi, cum îi raportam și domnului inspector general. Nu vreau să avem 5 evenimente să le rezolvăm cu 5 resurse. Vreau să avem 20 de evenimente și să le gestionăm cu cele 5 resurse pe care le avem. Este foarte important. Domnul colonel, noi avem o colaborare extraordinară aici cu tot ceea ce vedeți în sală, cu toți reprezentanții instituțiilor. Evenimentul s-a desfășurat în prezența adjunctului Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, care după o vizită la Centrul Județean de Coordonare și Intervenție a asistat la pornirea sistemului de alarmare a populației. Și dacă sistemul de alarmare nu este funcțional în toate cartierele orașului, în prima locație unde s-a simulat producerea unui dezastru, sirenele autovehiculelor de intervenție au speriat câțiva trecători. Că uite, eu eram ca să iau pline. Da, crește și eu. A pus pietre pe el. N-are cum ca să cadă placa aia. N-are cum să cadă placa aia. N-are. Pus în taga aia acolo. Corect treaba asta. Ia uite-te și deputate că placă de mare este pus pe el, nu? Este un exercițiu, doamnă. Cum? E o simulare, un exercițiu. Da. Vă mulțumim, doamnă. M-am și speriat. M-am și speriat. Potrivit scenariului de la Casa Tineretului, după cutremur a avut loc o explozie urmată de un incendiu. Mai multe persoane au fost prinse sub dărâmături, iar unele au rămas captive la etajele superioare ale clădirii. În punctul de comandă, comunicați! Vă rog să-mi trimiteți în sprijin două autospeciale de lucru cu apă și spumă, din cadrul detașamentului. Am recepționat! La triaj, cortul din stânga. La cortul din stânga, da? Un alt exercițiu desfășurat în apropierea direcției silvice a vizat producerea unui accident chimic în care au fost implicate două autoturisme, unul dintre acestea plin cu tuburi de oxigen. Și aici au existat două victime, în timp ce pentru evitarea unei explozii au intervenit specialiști în accidente nucleare. S-a continuat apoi cu evacuarea personalului direcției silvice, în timp ce pe lacul din apropierea parcului fără nume s-a simulat salvarea de la înneca unor pescari, care în urma cutremurului s-au răsturnat cu barca. Pentru gestionarea situației de urgență generată de activarea planului roșu de intervenție, au intervenit ambulanțe, echipaje de descarcerare, autospeciale cu apă și spumă, jandarmi, polițiști voluntari ai Crucii Roșii și polițiști locali. Exercițiul de cooperare cu forțe și mijloace în teren este primul exercițiu de acest gen din 2016, urmând ca în celelalte trimestre să fie programate alte simulări de dezastre. Evaluarea exercițiului de azi va avea loc în prima zi a săptămânii viitoare, pentru a se vedea dacă și unde s-a greșit, pentru ca într-un caz real situațiile de urgență să fie gestionate cât mai eficient.